Exitpolul este un lucru foarte mare. Vedem că rezultatele sunt 45 Partidul Comuniștilor, 38 Forțe Democratice. Sunt convins că este o chestie puțin trucată, dar poate și mai bine. Dar oricum, noi astăzi vedem că comuniștii deja de unii singuri nu mai pot să conducă țara. Ei au fost taxați, fiindcă sunt foarte multe exerciții care trebuie să îndeplinim în Parlament și de unii singuri nu se pot face aceste lucruri. Practic, eu cred că spre dimineață lucrurile se vor clarifica puțin. Eu cred că comuniștii vor scădea vreo 7-8%. Noi vom ridica vreo 7-8% și în așa mod cred că lucrurile se vor schimba până dimineață. Sunt convins, fiindcă am fost la foarte multe întâlniri, am avut peste 200 de întâlniri în teritoriu și cunosc care este atitudinea cetățeanului simplu față de comuniști. Nu cred în niciun caz că ei acum în 2009 poate să ia mai mult ca în 2005. Sau s-a trucat foarte mult alegerile, sau sunt alte lucruri, subtilități, care noi o să le aflăm în curând.